Sunt dolgeni care încă nu au aflat că pot să beneficieze de acest card european, însă sunt și persoane care sunt sceptice când vine vorba să apeleze la acest serviciu oferit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și optează pentru asigurarea privată. Sunt cozile infernale la ceasă, deci mai bine nu. Și atunci când pleci într-o vacanță, optezi pentru acea asigurare atunci când închei contractul cu agenția de turism? Da, de ce nu? Adică dacă mi oferă o posibilitate, aș putea. Chiar dacă este contracost? Da, bine, depinde și cât. Ați solicitat vreodată cardul european de sănătate? Nu, nu l-am solicitat. Dar de obicei când plecați în excursii, ce folosiți? Asigurare? Asigurare privată de sănătate. Mi-am achiziționat cardul european de sănătate și îl folosesc. Îl iau cu mine când merg în străinătate. E foarte ok, nu mai fac asigurare privată de sănătate, îl folosesc pe ăsta. Cardul european de sănătate este gratuit începând cu 1 ianuarie 2008 și se poate utiliza în toate țările membre ale Uniunii Europene în unitățile medicale de stat. Are o valabilitate de 12 luni și de el pot beneficia asigurații Sistemului Național de Asigurări de Sănătate. Anul trecut, în Dolj, au fost eliberate 5.151 de carduri europene de sănătate și 324 de certificate provizorii, iar în anul 2019 au fost depuse deja 183 de cereri. Se completează cererea de eliberare a cardului european de asigurat. Este o cerere formular tip, care o găsesc fie pe site, fie la ghișeu la colega mea, la care se atașează copie BI sau CI și documente doveditoare ale calității de asigurat, după caz, adeverință de salariat, chitanțe plata, contribuție la sănătate, talon de pensie, adeverință elev, student, în funcție de cum este asigurată persoana. Pentru minori se atașează copie certificat de naștere sau CI, dacă vorbim de CI peste 14 ani, iar la cerere făcută în numele copilului se atașează și copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea. Sunt mulți dolgeni însă care atunci când pleacă în concediu optează pentru asigurarea privată de sănătate. Diferența este că în baza asigurării private, românii se pot trata în caz de urgență în orice clinică privată sau publică din țara în care se află. Costurile pot porni, să zicem, de la un 11, 15, 20 de lei pentru destinațiile cele mai apropiate și, bineînțeles, pentru durată scurtă de câteva zile a unui sejur și pot ajunge până la câteva sute de lei atunci dacă vorbim de o durată peste 14 zile a sejurului și pentru destinații internaționale, gen Statele Unite sau Canada sau Asia, Africa și astfel de destinații mai îndepărtate. Turiștii pot opta și pentru asigurarea Storno, care le permite să recupereze până la 90% din valoarea achitată pentru un sejur, în cazul în care sunt nevoiți să-și anuleze vacanța.